Cercetătorii de la universitățile din Liverpool și Pavia din Italia au lansat o teorie cu adevărat bulversantă legată de modul în care a fost răstignit Iisus Hristos. Imaginea clasică, potrivit căreia Iisus ar fi fost răstignit sub forma unei cruci, n-ar fi reală, ci doar o interpretare religioasă. Daily Mail relatează că timp de secole biserica a reprezentat răstignirea lui Hristos cu brațele întinse orizontal pe o cruce. Cercetătorii care au studiat Giulgiu din Torino arată că acesta prezintă indicii privind răstignirea, care ar fi fost mai dureroasă decât s-a crezut în mod tradițional. Ei susțin că moartea prin crucificare a lui Iisus ar fi fost chiar mai crudă și că brațele acestuia au fost probabil bătute în cuie deasupra capului. Experții spun că Giulgiu arăta astfel că victima a fost așezată pe cruce sub forma literei Y. Giulgiul din Torino este unul dintre cele mai cunoscute și controversate artefacte ale creștinismului, veridicitatea acestuia fiind recunoscută în general de către credincioșii romano-catolici. Multe dintre controversele care au apărut în jurul acestei relicve au legătură cu afirmațiile conform cărora acesta ar fi fost folosit la mormântarea lui Iisus Hristos, dar și faptul că existența acestuia poate fi urmărită doar până în secolul al XIV-lea. Cele mai vechi înregistrări preistorice ale Giulgiului din Torino îl plasează în Lirey, Franța, în perioada 1350. Se presupune că un cavaler francez pe nume Geoffrey de Charny l-a prezentat parohului bisericii din Lirey ca fiind Giulgiul de înmormântare autentică a lui Iisus Hristos. Nu există nicio înregistrare a modului în care de Charny a obținut acest artefact și niciunde s-a aflat în secolele anterioare. În anii 70, proiectul de cercetare al Giulgiului a ajuns la concluzia că marcajele de pe pânză erau în concordanță cu un corp răstignit și că petele erau sânge uman real. În 1988, un grup de oameni de știință a spus că analiza lor a arătat Giulgiul original între 1260 și 1390, în timp ce un altul a spus că analiza lor a arătat că este originară între 300 înaintea erei noastre și 400 era noastră. În 2018, experții au folosit tehnici medico-legale pentru a argumenta că petele de sânge de pe Giulgiu nu ar fi putut veni de la Hristos. Indiferent dacă Giulgiu din Torino este din timpurile biblice sau medievale, Matteo Borini de la Universitatea John Moore din Liverpool a spus că este o piesă de artă foarte interesantă și de ingeniozitate. Unul dintre misterele lumii antice care a stârnit numeroase controverse în ultima sută de ani pare să fi fost descifrat. După ce a studiat discul lui Facitos timp de 30 de ani, Gareth Owens, un lingvist și arheolog de la Institutul Tehnologic din Creta, afirmă că misterul din jurul celebrului artefact a fost rezolvat în proporție de 99%. Discul lui Faistos, o descoperire neobișnuită făcută în anul 1908 în insula Creta, reprezintă un obiect antic unic. El este acoperit de 45 de simboluri secrete care nu au putut fi citite vreme de aproape 4000 de ani. Discul a fost descoperit de arheologul Luigi Pernier în 1908 în magazia subterană a unui templu legat de situl Palatului Minionic antic Faistos de pe insula Creta. Pernier a scos discul dintr-un strat de pământ negru care a permis ca artefactul să fie datat ca aparținând perioadei dintre 1850 și 1600 înainte erei noastre. Discul are aproximativ 14 cm în diametru și este acoperit pe ambele părți cu simboluri. Limba de pe acest disc nu a fost niciodată tradusă complet, iar simbolurile nu fac parte din niciun alfabet cunoscut modern sau antic. Unele simboluri însă se aseamănă cu limba veche din insula Minos, iar altele sunt similare hieroglifelor din siturile arheologice din Anatolia. Potrivit cercetătorilor, discul era scris într-o limbă pierdută în istorie, atunci când civilizația minoică a dispărut din motive necunoscute. Scrisul a fost creat prin imprimarea pe lutul moale a unor caractere preformate, ceea ce înseamnă că este cel mai timpuriu exemplu de folosire a unui tipar mobil. Cele 45 de simboluri diferite reprezentate pe disc par a fi incrustate individual, după care discul a fost trecut prin foc. De asemenea, unele simboluri conțin indicii care ar fi fost șterse și apoi pe disc s-a încrustat din nou același simbol sau unul diferit.
Pe disc apar 242 de imprimări individuale, divizate prin linii verticale în 61 de grupuri. 45 dintre semne sunt diferite, incluzând imaginea unor bărbați care aleargă, coroane din pene, femei, copii, animale, păsări, insecte, unelte, arme și plante. Unul sau două dintre aceste simboluri seamănă vag cu hieroglifele cretane, folosite de la începutul până la sfârșitul celui de-al doilea mileniu înaintea erei noastre. Pe lângă simboluri, pe discul lui Faistos se află și liniuțe și linii punctate. Acestea par a fi fost făcute manual și apar întotdeauna în stânga simbolurilor dintr-un grup demarcat de linii verticale. Însă liniuțele nu sunt prezente la fiecare grup. După ce a studiat discul timp de 30 de ani, Gareth Thomas a afirmat că în principiu cheia pentru a descifra secretele obiectului vechi de 4000 de ani îl reprezintă Astarte, zeița minoică a iubirii. Potrivit acestuia, discul conține un text religios despre o zeiță mamă însărcinată care stă în fața lui Astarte. Owens și echipa s-au comparat ceea ce se cunoaște despre cele două limbi minoice, cunoscute sub numele de linear A și B, cu altele din familia indo-europeană. Arheologul susține astfel că discul este dedicat o parte zeiței mamă, iar cealaltă lui Astarte. Citim discul cu valorile vocale ale limbii lineare B din insula Minos, dar și cu ajutorul lingvisticii comparative. Comparăm simbolurile cu alte limbi similare din familia indo-europeană. Cu toate acestea, citirea discului nu înseamnă și înțelegerea lui, a declarat cercetătorul. Potrivit descoperirilor actuale, discul ar conține un text religios dedicat unei zeițe însărcinate, care ia forma lui Astarte, zeița dragostei. Nu sunt îndoiel, vorbind despre un text religios, este clar din comparația pe care am făcut-o cu alte cuvinte religioase din inscripții găsite din Creta. Avem cuvinte identice, cred că discul este un imn pentru Astarte, deoarece cuvintele de pe disc au fost găsite și la locuri unde se făceau ofrande pentru zei, a mai completat Gareth Thomas. În adâncurile nisipurilor Egiptului, piramidele veghează trecerea mileniilor. Dar oare când au fost ele cu adevărat ridicate? Dovezi recente sugerează că istoria faraonilor ar putea fi mult mai veche decât am presupus. Cercetătorii britanici sunt pe cale să rescrie cronologia Egiptului antic. Dacă o considerați ca fiind civilizația care a încorporat regalitatea faraonică, limba scrisă în hieroglife și religia care a fost în cele din urmă înlocuită de creștinism, aceasta a început în jurul anului 3100 și s-a încheiat în jurul anului 400, a declarat Aidan Dodson, profesor de egiptologie. Însă vestigiile descoperite arată că oamenii trăiau în Egipt cu mult înainte de anul 3000, iar unele teorii sugerează că Sfinxul și Marea Piramidă ar putea fi cu mii de ani mai vechi decât se credea. Cea mai veche prezență umană, cunoscută în Valea Nilului, este estimată la aproximativ 400.000 de ani. Preotul egiptean Maneton a relatat că primul conducător al acestui Egipt unit a fost un rege pe nume Menes. Adepții teoriilor extraterestrilor antici afirmă că și celebrul Sfinx din Valea Regilor ar trebui datat cu cel puțin 5.000 de ani în urmă, forma actuală fiind doar o reinterpretare a unui monument mai vechi. La fel ar fi și cazul Marii Piramide, care ar fi fost construită pe bazele uneia mai vechi cu cel puțin 6.000 de ani în urmă. Civilizația egipteană continuă să ofere descoperiri cu adevărat incredibile legate de tehnologiile, de cunoștințele pe care egiptenii le cunoșteau cu mii de ani înainte să fie inventate de lumea modernă. Unele dintre relicvele lăsate în urmă de această civilizație, a cărei origine continuă să creeze controverse, este așa numitul disc al lui Sabu, un obiect de piatră care sfidează aproape orice logică. De-a lungul anilor au apărut multe teorii ciudate în încercarea de a-i descoperi adevăratul scop. Oricine vizitează vastul muzeu de antichități din Cairo va fi uimit de bogăția de comori ale Egiptului antic conținută în interiorul acestuia. De la faimoasele comori găsite în mormântul lui Tutankhamon, la statuile faraonice și mumiile bine conservate, acest muzeu este oprirea numărul 1 pentru toți iubitorii acestei culturi antice. Dar în timp ce veți fi uimiți de aceste comori populare, un obiect curios poate fi ușor trecut cu vederea discului Sabu. Acest obiect ciudat are o formă circulară și măsoară aproximativ 610 mm în diametru și aproximativ 104 mm în înălțime. A fost descoperit în 1936 de un egiptolog britanic renumit, Walter Brian Emery, și a fost datat în cele mai vechi perioade ale Egiptului antic.
Emery și-a dedicat cariera săpăturilor în vara râului Nil, iar între 1935 și 1939 a efectuat numeroase cercetări și săpături în cimitele din Saqqara. Locul de odihnă al multor personaje de rang înalt în perioada dinastică timpurie, Saqqara este unul dintre cele mai vechi și mai mari necropole din Egiptul antic. Bineînțeles, săpăturile din Saqqara au dat multe obiecte importante și valoroase, dar niciunul atât de ciudat ca discul lui Sabu. Emery l-a descoperit în timp ce săpa mormântul prințelui Sabu, un guvernator din prima dinastie și fiul celebrului faraon An-Nergib. Acesta din urmă a fost al cincilea conducător al primei dinastii și a succedat puternic faraon Den. Din păcate, se știu puține lucruri despre fiul An-Nergib, prințul Sabu. Acesta nu i-a succedat tatălui său pe tron, dar a primit totuși o înmormântare onorabilă în Saqqara. Istoria nu consemnează prea multe detalii despre relațiile dinastice din prima dinastie, așa că s-ar putea să nu știm niciodată despre soarta lui Sabu, despre rolul său exact la curte sau despre evenimentele politice din acea perioadă. Emery scrie că Sabu a fost probabil un alt funcționar și un administrator al unei provincii, atât în timpul domniei faraonului Den, probabil bunicul său, cât și a tatălui său. Mustaba, mormântul prințului Sabu, a fost descoperit chiar în marginea platoului din partea de nord a Saqqarei. Era situat la aproximativ 1,7 km nord de emblematica piramidă în treptea lui Djoser. Desemnat ca mormântul 3111, a fost excavat de Emery în 10 ianuarie 1936. Mormântul era format din 7 camere funerare, fiecare dintre ele fiind presărată cu bunuri funerare asortate. Cea mai mare cameră conținea corpul prințului Sabu, care era însoțit de numeroase obiecte funerare. Cele mai multe dintre acestea nu erau nimic ieșit din comun. Oase de animale, unelte din silex, vase de ceramică, obiecte din fildeș, boluri de piatră. Dar un singur obiect ieșea în evidență, un disc rupt în numeroase bucăți. Odată reasamblat cu grijă, discul lui Sabu, așa cum a fost numit, a intrigat mulți egiptologi de frunte. Obiectul în formă de disc seamănă cu un castron cu fundul rotund și are trei lobi extrem de subțiri, sculptați și curbați la intervale de aproximativ 120 de grade în jurul periferiei castronului. Acești lobi sunt separați de margine prin trei găuri bin-convexe. În centrul discului se află un tub subțire cu un diametru de aproximativ 10 cm. Obiectul este construit din șist. Șistul este alcătuit din granule grosiere și se caracterizează prin minerale alungite în straturi marcate. Are tendința de a se fărâmița atunci când este prelucrat și poate fi zdrobit foarte ușor atunci când îi se aplică unelte. Iată deci primul mister, cum a fost sculptat discul cu detalii atât de fine. Când ne punem această întrebare, trebuie să luăm în considerare vârsta discului. Mormântul prințului Sabu este datat în jurul anului 3000 înaintea erei noastre, ceea ce înseamnă că discul este vechi de cel puțin 5000 de ani. Se crede că uneltele folosite atunci erau făcute din piatră și cupru, ceea ce ar fi făcut ca meșteșugul fiind să fie destul de dificil, dacă nu imposibil, mai ales pe un material atât de fragil pe cum este piatra de șist. Cumva discul lui Sabu pare ne la locul lui într-un mormânt al unui nobil din prima dinastie. De-a lungul anilor au apărut multe teorii convingătoare. Aproape imediat după descoperirea sa, discul a fost promovat ca fiind un vas sau un arzător de tămâie sau pur și simplu un obiect decorativ sau ceremonial banal. Însă mulți cred că acest lucru este departe, foarte departe de adevăr. O singură privire și doar cunoștințele de bază de mecanică și inginerie oferă o interpretare cu totul diferită. Acest disc ar putea fi partea unui mecanism. Un istoric amator plin de resurse ar putea să fi rezolvat misterul. Înarmat cu o imprimantă 3D, această persoană a creat o replică exactă a discului lui Sabu în încercarea de a-și demonstra propria teorie. Discul ar fi un rotor antic, o parte a unei pompe centrifuge. Atunci când era plasat într-o carcasă și propulsat la viteză mare prin intermediul arborului mic din centrul său, discul era extrem de eficient în deplasarea apei. Mai mult, atunci când este propulsat fără o carcasă care să direcționeze apa deplasată, discul creează un vortex puternic. Datorită detaliilor sculptate în mod complicat, discul este capabil să deplaseze apa cu ușurință și pare a fi o componentă crucială a unui mecanism de pompare a apei. Un fapt vine în sprijinul acestei teorii. Egiptul antic depindea de irigații. Mai târziu în istoria lor au perfecționat gestionarea apei prin irigarea bazinelor, un proces care le permitea să controleze creșterea și scăderea râului.
Astfel au reușit să-și maximizeze recoltele și să-i sporească capacitățile agricole. Așadar, de ce ar fi ciudat să considerăm că au făcut încercări de a crea un design avansat care să-i ajute să irige terenurile rapid și eficient? Un obiect de lut și mai vechi datat în perioada predinastică este ciudat de asemănător cu discul lui Sabu. Acest obiect prezintă trei șerpi sărind din centrul unui disc care arată extrem de asemănător cu discul Sabu, cu tot cu axul central și cele trei găuri bine convexe. Ar putea reprezenta acest obiect de lut trei găuri de apă propulsate de pe disc? Pare foarte probabil. Dar șistul nu pare a fi un material suficient de rezistent pentru a fi un mecanism de pompare. Acest lucru sugerează altceva. Artizanii din prima dinastie a Egiptului încercau să recreeze un obiect mai vechi folosind unelte și materialele pe care le aveau la dispoziție, un obiect pe care poate nu-l înțelegeau pe deplin. Multe teorii sugerează că discul lui Sabu este doar o replică din piatră de șist a unui obiect original realizat din metal. Se sugerează chiar că obiectul a fost descoperit printre rămășițele unei civilizații mai vechi, mai avansate, una care a precedat istoria timpurie a Egiptului antic. Renumitul autor elvețian Erich von Däniken este unul dintre principalii susținători ai teoriei conform căreia extratereștrii sau civilizațiile superioare avansate au influențat primii oameni. El sugerează că discul lui Sabu a fost o copie în piatră egipteană a unei componente interne din hiperpropulsorul unei nave extraterestre sau, mai simplu, un model de piatră a unei farfurii zburătoare. Alții au asemănat discul cu volanele avansate cu margine ușoară care a fost dezvoltate în anii 1970 de inginerii de la rochete de la Lockheed Martin și există într-adevăr o mulțime de asemănări. Cu toate acestea, unii au propus un rol mult mai simplu pentru disc. Aceștia afirmă că cei trei lobi erau folosiți pentru a ține firele de mătase sau de frânghie. Când discul era învârtit, acesta țesea cele trei fire într-unul singur, creând sfoară sau frânghii mai groase. Această teorie este însă adesea respinsă ca fiind pur și simplu prea simplă. Egiptenii nu ar fi mers atât de departe pentru a crea discuri doar pentru a țese fibre, când alte metode erau disponibile destul de vreme și erau mult mai ușor de realizat. Există și alte teorii, unele mai extreme decât celelalte. Un autor francez sugerează că discul lui Sabu este doar unul dintre multele care făceau parte integrante dintr-o fabrică timpurie. Această teorie complexă explică modul în care egiptenii antici fabricau carbonat de sodiu în interiorul piramidelor, folosind sisteme și tehnologii avansate. Dar cum se poate observa, o mulțime de propuneri pur și simplu alunecă pe tărâmul imposibilului și parc să se bazeze mai mult pe împlinirea dorințelor decât pe arheologie solidă. Hipermotoarele antice, complexele de fabrici, volanele și alte sugestii improbabile sunt pur și simplu imposibile de dovedit. Pe de altă parte, știința tradițională are tendința suspectă de a respinge orice sugestie conform căreia discul ar face parte dintr-un mecanism. Arheologia mainstream consideră că discul era un simplu arzător de tămâie sau, fără amenajamente, un simplu vas. A face eforturi atât de extreme pentru a lustrui și a modela piatra de șist super delicată într-o formă atât de complexă doar pentru a crea o vază pare la prima vedere puțin probabil. Chiar și procesul folosit pentru a crea discul este dificil de explicat, având în vedere vechimea acestuia. Dar dacă acceptăm faptul că acesta este într-adevăr un lucru pe care artizanii din prima dinastie au fost capabili să-l creeze cu uneltele pe care le aveau la dispoziție, întrebarea rămâne: în ce scop? Pare clar că discul lui Sabu făcea parte din ceva complex.